make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, mai bine zis o nouă serie, încep din nou o serie de survival. Întâi am vrut să fac pe 1.8, de fapt nu 1.8, 1.9, dar știți povestea cu mapa care s-a bulit. Au mai apărut niște versiuni de 1.9, dar și alea îmi făceau la fel. Așa că am rămas la 1.7.2, am și skin-ul și... Mișto, lipsește o bucată din copacul ăla. Sper să nu înceapă și la 1.7.2 să-mi facă tot așa, să-mi dispară, adică să se buguiască toate texturile și astea. Am revenit și la vechiul meu texture pack la Fine Devscape-ul, care mie unul îmi place foarte mult. Unul dintre cele mai bune texture pack-uri pentru versiune de 1.7, de fapt eu îl foloseam și pe 1.8. Nu știu, dar îmi place mult texture pack-ul ăsta așa cum e. Nici nu consumă multe resurse, e bun și pentru cei care se joacă survival games. De exemplu, eu și fac PvP și alte cele. Hai că tot sunt, e zona aia acolo cu piatră. Ce dracu fac și eu nu știu. Ok, un crafting table. Pune-te aici. Face mai multe beți să ajungă. Și acum un târnăcop. Hai să luăm piatra acum. Și de acum începe seria asta ca lumea, că 1.9 văd că face figura, aș fi făcut pe 1.8, dar nu mai aveam skin-ul ăsta. Mă gândeam să-mi iau cont premium de Minecraft, dar sincer, la cât de des joc eu Minecraft, se merita să iau cont premium, nu glumă. Da, oricum. Nu mai joc Minecraft cum mă jucam acum odinioară, de căutam mereu server, nu știu, acum am rămas la shootere, preferatele mele, Far Cry-uri, Counter-uri, toate cele, știți voi. Hai că am luat destulă piatră să fac și niște unelte. Deci vine așa. Târnă cop. O lopată că poate îmi trebuie. Hai tot să iau și niște lemn acum. Hai topor. Să luăm lemn. E bun toporul de piatră că sparge aproape în, nu știu, într-o secundă cel mult două. S-a spart și buștea, noi să iau și unul mai mare totuși. Nimbă că am și brazi de ăștia pe aici și bărci, am tot ce-mi trebuie. De fapt ăsta e pin, mi se pare, nu e brad. E, mă rog. Na, că am și lavă, perfectă zona care m-a spawnat. Hai că fac din toate lemnele acum scânduri. Să fiu sigur că iese ca lumea. Am și lacul ăsta mare aici de care o să mă pot folosi. Acum să văd cum o să fie locul în care o să-mi fac casa. Momentan nici nu știu unde, cred, unde o voi face. Hai să iau și copacul ăsta că e un pic mai mare. Și bușteanul ăsta. Am uitat cumva unul acolo? Nu. Bun. Hai să fac scândură de toți. Așa. Mai fac niște beți. Hai să fac bețe toate astea așa. Pământul ăsta nu-mi trebuie. Și acum să luăm piatră. Minăm puțin, poate găsi și niște cărbuni, cine știe. O să trebuie să mă grăbesc să iau multă piatră, după aia să fac rost de mâncare. Dar întâi piatră, resurse și de preferat și cărbunii aia. Să fiu mai totuși, să las mai multă lumină aici unde sap, că pe filmări texture pack-ul ăsta face cam mult întuneric. Eu deja nu mai văd nimic acolo. Ia mai bine să-mi fac niște cărbuni din aia ca să am lumină. Nu de alta dame că după aia se vede prea întunecat pe filmare. Hai da, fă-te așa, bun. Stai că trebuie bușteni. Luăm un copac, ajunge. Gata, destui bușteni. Bă, pe unde dracu ies? A, pe aici. Ok. Ardeți-vă acolo. Animale, nu văd și eu pe aici. Da, deloc. Ar trebui să nu mai merg totuși pe speed. Da, un animal nu văd și eu pe... Parcă văd ceva departe acolo. Sau mi s-a părut.
Mai întâi cu mineritul. Bă, totuși ar trebui să tai mai mulți copaci. Să încadă și mie niște mere. Și acum apoi ar trebui să dau de goli, să-mi fac gheepăluri. Dar aproape imposibil. De fapt, hai că fac și din ăștia cărbuni. Ok, hai cu torțele. Ne băgăm la minerit acum. Poate găsim și noi ceva, poate. Am auzit și un leac undeva și uite că am găsit aici un cave ceva, cum ar trebui să-i se zică, la chestia asta. Spune, doamne, că avem niște fier, măcar să-mi fac uneltele dacă nu și armura așa din primul episod. Sau și scheleți, awesome. Asta e că pe aici e un pic mai sus. Sabia nu mi-am făcut așa. Hai că am topuri. Dau un topor în cap. Aoleu. Uite aeră nu. Sau de un liliac mergând pe acolo. Un liliac. Un schelet. Dacă în partea nu se vede nimic, cred că o să vină pe aici. Nu e nici aici. Hai că bine, hai să-l luăm aeră, nu? Dar prea se aud scheleții ăștia că vin. Și zombalăi. Tot ce trebuie. A, mai e o de asta aici. Aoleu, dar nu mai văd nimic. Uite și scheletul acolo. Hai totuși să-mi fac și crafting table-ul. Așa, sabie. De te drec. Bum! Ce-o bubuit. Ok, hai că m-a bubuit destul de bine creeper-ul ăsta. Dacă știți cumva texture pack-uri faine, mai faine ca... Ce ți vă dracu, dar câți veniți? Cred că e spawner ceva pe acolo. Ok, nu mă îndepărtez mult de spawn acolo, că mi-e că după aia nu mai ajung. Nu mai pot întoarce. Bine, chit că nu prea am nimic pe acolo, dar totuși. Dar nici o oaie pe acolo să-mi fac și un pat să pot să dorm liniștit, nu. Hai că iau cărbunii ăștia, pun niște torțe pe acolo și mă voi întoarce la minerit, că... Stai, că se aude și un spider acum. Cred că ajung cărbunii ăștia. Nu îi mai iau pe toți, că sunt mulți. Hai și ăștia. Să fie cărbun destui, ca după aia să nu mai fiu nevoie să-mi ard bușteni. Hai că ajunge. Bun, nu mai pot băga sprint. Ata aici cărbuni căcălău. Ok, și... Pe unde am venit? Că nu mai... Stai că vine încă un schelet fierar al dracu. Du-te, dracu. Aoleu, jumătate de inimă, du-te sus. Spune că nu e noapte afară. Aoleu, apune soarele. Nu e bine. Nu e bine deloc. Și nici o oaie pe aici. Îs ca și mort. Da. Aoleu, dar nici... Uite acolo o oaie. Da, am început bine. Hai că încheie și primul episod. Sper că v-a plăcut cum am murit din start. Vechea poveste de azi, tu cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.